Aproape de Roman, la doar 49 de kilometri, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău oferă absolvenților de liceu care au promovat examenul de bacalaureat posibilitatea de a-și continua studiile la 5 facultăți, care au numai puțin de 38 de programe de studii. De pe 9 iulie am început admiterea la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Perioadele de înscriere diferă de la o facultate la alta. Universitatea are 5 facultăți, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Oferta educațională a universității cumulează 38 de programe de studii universitare de licență, 37 de programe de studii universitare de master și 2 programe de doctorat. Absolvenții de liceu pot opta pentru unul din programele noastre de studii, iar în funcție de aceasta există concurs de dosare pe bază de eseu motivațional, concurs de abilități, probe sportive și concurs de competențe la limbi străine. Anul acesta universitatea alocă pe lângă locurile bugetate și locuri cu taxă și locuri special pentru absolvenții din mediul rural. Aceasta este noutatea pentru admiterea de anul acesta. Iar noi am creat o platformă special dedicată admiterii. Se numește admitere.ub.ro, unde studenții pot să răspundă la întrebări proaspeților absolvenți de liceu și pot afla informații complete atât de pe platforma dedicată admiterii, cât și de pe pagina noastră de Facebook. În ceea ce privește cazarea, să spunem, a studenților care nu sunt din localitate, aveți cămine, ce condiții oferiți? Universitatea asigură locuri de cazare cam pentru toate solicitările în fiecare an. După a doua sesiune de admitere, Liga Studențească împreună cu administratorii de cămine asigură cazarea tuturor celor care pe bază de cerere solicită acest lucru. De obicei, cam câți studenți solicită cazarea? În jur de 900 de studenți sunt cazați în campusul nostru. Deci în cele 4 cămine, cam în jur de 900 de cereri putem să asigurăm. Pe lângă aceasta avem și posibilitatea de a servi masa la restaurantul universității, avem bază sportivă, avem biblioteca universității, avem post de televiziune și post de radio studențesc, unde studenții noștri pot să facă practica de specialitate și să devină viitori specialiști în media. Am înțeles. Vis-a-vis de locurile cu taxă, există la unele universități, la unele facultăți, există posibilitatea de a trece de la fără taxă la cu taxă, de la cu taxă la fără taxă, în funcție de cât de buni sunt studenții pe parcursul unui an universitar? La universitatea noastră, un loc bugetat câștigat prin concurs se menține pe tot parcursul ciclului de studii. Da, deci cu taxă, e cu taxă până la sfârșit. Da, dar dacă are medii foarte mari, poate să obțină o bursă care subvenționează taxa. Da, da. Dar blocul bugetat se păstrează în urma concursului de admitere pe tot parcursul ciclului de studii. E încurajator. Este în sensul în care este un drept câștigat și atunci este normal să se mențină până la finalul ciclului de studii. Deci cei care pierd cumva startul, să spunem acum în luna iulie, mai au șanse în a doua sesiune din septembrie pentru locurile rămase libere la buget și în completare locurile cu taxă în limita capacității de școlarizare. Undeva la total locuri? Total locuri pe universitate pentru anul întâi? Pentru anul întâi 585 de locuri bugetate, 19 locuri alocate pentru mediul rural, 15 locuri pentru românii de pretutindeni și 1700 de locuri cu taxă. Noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Mult succes și studenți din ce în ce. Ne dorim să avem cât mai mulți studenți dornici să se formeze la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Noi avem și un slogan: Universitatea aproape de tine. Universitatea din orașul vecin are nu doar condiții deosebite de studii, ci are capacitatea de a asigura în căminele sale numai puțin de 900 de locuri de cazare, precum și masa la restaurantul instituției. Important este și faptul că un loc bugetat poate fi menținut de student pe toată perioada școlarizării. Anul acesta vor păși pragul Universității Vasile Alexandri din Bacău în anul întâi 585 de studenți pe locurile bugetate, 19 din mediul rural, alte 15 locuri sunt destinate
românilor de pretutindeni.